M-am pus în pielea unui ziarist răuvoitor, care la una din acțiuni a putea să mă întrebe. Bine, bine, combaterea sărăciei, ce faceți voi Europe Direct? Cum vă implicați? Mediatorii Europe Direct, nu-i Moș Crăciun. Exact. Să împartă bani, da, să combată sărăcii. Am gândit la un anume concert, adaptarea activităților Europe Direct, fără modificarea titlului sau a grupului țintă, în mod flexibil la situația din momentul în care are loc acțiunea. Chiar până la transmiterea unor mesaje cu posibile soluții către factorul de decizie. Chiar ca inițiativă ce se întâlnește. Fiecare acțiune va avea și o secțiune de colectare a unor mesaje din partea participanților la acțiune către autorități, către factorul de decizie. Asta, cu o anumită prelucrare nu foarte serioasă, va constitui un feedback foarte.